Neața, prieteni, de fapt neața, că este 12 ceasul. Astăzi este sâmbătă, vrem să mergem să votăm turul 2. Suntem în mașină, Cipri în spate, o să vină și imediat în față. Și mi-a spus astăzi Edi așa. A venit cu freza făcută la mine și mi-a zis: nu pot să merg la vot fără freza făcută. La 5 ani. Vă dați seama de la cine a auzit, nu? De la Cipriot. Și astăzi vrem să mergem să ne uităm și de o ușă, pentru că vrem să schimbăm ușa de la intrare. Este veche, chiar dacă este solidă și este o ușă bună, țapănă, dar este veche și nu arată bine, așa că vrem să punem una nouă. Ambulanța. S-a întâmplat un accident, cred, sau ceva. Uite, în față, trece imediat. Ai văzut-o? Am terminat cu votul, am votat amândoi și acum mergem să ne uităm de uși, să vedem cam ce găsim și la ce prețuri. Am fost să mâncăm la un McDonald's și era atât de plin înăuntru încât a trebuit să ieșim afară, nici măcar o masă liberă nu era. Așa că acum mergem la altul și mergem 17 km. Dar oricum mergem acolo pentru că în zonă este magazinul acela de materiale de construcție și vrem să ne uităm acolo de ușă pentru că știu că acolo are sigur. Nie de reșa. Nie de reșa. Nie de reșa. Da. Da, dar noi ocolim aici, că am ieșit de la autobandă și ocolim un pic ca să ajungem acolo. Peste 300 de metri, la sensul giratoriu, urmați prima ieșire și rămâneți pe ca 5540. Suntem la Mac, Cipri dă comandă și până atunci îi dau lui Eric afine și vreau să-i zic să încălzească mâncărica aceasta ca să-i dau din asta de bebeluș, nu de la McDonald's. Nu? Da, chiar. Este A venit și mâncarea între timp. Băieții deja mănâncă. Vezi ce aproape este, îl vezi? Bauhaus. Da, îl vezi? Scrie mare, Bauhaus. Uite-l în fața ta. Uite-l acolo în față. Peste drum. Gata, am plecat de la Mac și dezamăgire totală la partea de copii mici și bebeluși, în sensul că nu mi-am încălzit mâncarea pentru Eric, pentru că nu au microunde, nu au cuptor cu microunde. Și este un minus, pentru că nu poți mereu, și dacă e mâncare gătită de acasă, trebuie să o încălzești undeva, nu poți să o dai rece, nu? Și da, un mare, mare minus McDonald's. Uite, coronițe de advent, da. A, ce fain e chestia asta de sus. Da, un euro este. Vreau să vă arăt ștampilele. Ia, Edi, arată ștampilele de pe mâini. Ștampilele lui Edi, că a fost la vot, pe ambele mâini a primit. De data aceasta. Mersi. Wow, ia uitați ce frumos e și ce mare e, aproape cât mine de mare. Deci paradisul pentru mine. Ia uitați. Numai de Crăciun sunt. Nici nu știu încotro să te duci. Deci super, super, super.
Hai să vedem ce cumpărăm. Ce o coroniță din asta vreau. Pentru afară, la ușă. Ce asta. Ta-da! Ce tare dansează. Ce vezi? Ce fain, am început să afară, nu am cu îndușă. Doar că ocupă locul să mai intri spui din casă. Da, așa e. O ușă care îmi place, îmi place și culoarea și modelul, este cea din față. Dar am zis că să mai căutăm, să ne mai uităm. Dar e frumoasă, nu? Îmi place culoarea mult. Am ieșit de la magazinul acesta și vom merge și la un alt magazin să vedem și acolo ce modele de uși au. Și da, să vedem. Trebuie să mai mergem în altă zi, cred. Nu cred că mai findem astăzi deschis. Mai este un magazin la noi, tot așa cu uși, chiar lângă casa noastră, în apropiere, la vreo 400 de metri, ceva de genul. Și să mergem și acolo să vedem ce au. Uite, e din apropiere de tur. Aici au alte modele, se pare, cum e acesta. Și să ne mai uităm. Ușa pe care v-am arătat-o din iaur, prima, aceea pe gri, scumpă, scumpe, aici sunt 5.000 de euro fără mâner, deci numai ușa fără mâner, costă atâta și fără montaj. Mergem în Tuttlingen, la noi în oraș, mai sunt vreo două magazine și vrem să mergem până nu închid, bine că este 5 fără 10 ceasul. Dar oricum deja se întunecă și vrem să mergem și acolo să vedem uși, pentru că aici la Hornbach sunt scumpe, deci 3.000 de euro, 4.000, 5.000 de euro o ușă și era frumoasă ușa aceea, dar totuși 5.000 de euro o ușă mi se pare cam mult.